acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Meciul dintre Voluntari și Oțelul Galați, etapa a patra din play-out-ul Superligii Naționale. Două echipe aflate într-o formă excelentă, două echipe care au câștigat ultimele două meciuri, Oțelul chiar toate cele trei care s-au disputat de când s-a intrat în faza play-out-ului. Aici Faniol rămâne jos, cel puțin deocamdată, și Dumitr scapă singur cu portarul Pap. Dumitr dă mingea în poartă și arată centrul terenului. Asistentul nu a ridicat Fanionul, asta este important. Dumitr deschide scorul în minutul 20 la primul șut pe spațiul porții. Dacă ăsta e unghiul, și pentru cei care sunt în cabina VAR e complicat. Dumitr scapă singur cu portarul, sigur că ar fi fost ceva de neiertat să nu înscrie dintr-o asemenea poziție. Ajunge la 7 goluri marcate în acest campionat. Crepulia se duce acolo cu curaj, Doru Andrei trece de Jivulici, se întoarce, Doru Andrei dă la poartă în brațele lui Pap. Jucătorii Voluntarului sunt parcă mai bine montați, deși vorbim despre Oțelul, echipa lui Dorinel Munteanu, care a fost foarte bine montată și au jucat cu hotărâre, cu abnegație. Și aici din nou Dumitr, poarta este goală și nu iese nimic. Iată din nou ce se întâmplă când portarul Pap iese atât de mult. A fost gata să-l coste asta. Nici vorbă de offside, pentru că sunt convins că a plecat din propria jumătate de teren. Portarul Pap, victimă sigură. Dacă tot a ieșit aici, poate că dacă ar fi ieșit hotărât, adică dacă tot a greșit grav aici, avea o șansă să ajungă primul la minge. Sigur că s-a expus, putea fi eliminat. E poziția bună, șutul pe deasupra porții, imensă ocazie ratată de... A fost ceva... A căzut cineva rău. S-a căzut pe piciorul său. João Pedro Santos Lameira, fotbalist portughez, poziția este corectă. Și în momentul în care pune piciorul după ce a... Dar cum a putut să șuteze atât de rău? El știe, numai el știe. Și aici poziție bună pentru marcatorul din prima repriză, scoate în spate. I-a fost frică să dea la poartă lui Dumitr. Crepulia, altă ocazie mare pe care o are Dumitr. Schimbă felul în care execută, vine centrarea. Lovitura de cap în bară! Cred că a fost bară. Lameira, acesta este Cisotti, dar nu cred că el a dat. Sise. Ba da, el a dat. El a dat, este bara lui Sise. Cate mingea în fața porții și de acolo, din nou Sise. În imagine este Cisotti, dar cel care a dat în minge este fundașul central. Aici bate Pop, aici la Meira, mai departe, poziție de șut întârzie, caută driblingul și îi dă cartonaș galben pentru simulare lui Bodiștean. E al doilea avertisment pentru simulare. Foarte sigur pe el arbitrul central. E foarte greu să se schimbe o asemenea decizie pe care a luat-o centralul în teren. Trebuie să fie ceva... Oameni buni, s-au dat penalti ori în acest campionat pentru faze mult mai puțin clare decât asta. Vine și centrarea lui Male, care nu este rea. Și aici poziție de șut, șutul e plasat, bară, gol! Lameira! 1-1!
Suporterii Gălățeni, nu-s puțini, chiar puțini. Ce șut prinde? No, nu știu ce s-a făcut stop cadru. Poziția este corectă aici la Male. Nu e nimeni acolo. Aia e o problemă. Și cred că și Vâlceanu parcă stă pe linia porții. Vede mingea târziu. Vede mingea târziu. E aproape de linia porții. Din ce se vede aici, nu e nimic neregulamentar. 1-1. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super.